Salut și din nou vom vorbi despre serialele turcești din 2022. Este deja al șaptelea și penultimul video care l-am dedicat acestui clasament. Dacă îți plac serialele turcești și încă nu ai văzut clipurile anterioare, îți vom lăsa link-urile în descrierea de mai jos. Sau poți vizita canalul nostru unde te așteaptă diferite clasamente și topuri tematice care ar putea să-ți pară interesante. Dar până atunci ne-ar plăcea să ne scrii în comentarii care serial sau seriale din 2022 ți-a părut cele mai interesante și de ce. Nu uita că punând un like și scriind un comentariu, tu ajuți absolut gratis acest canal și ne motivezi să creăm în continuare. Acestea fiind spuse, hai să trecem la seriale. Gulerul prăfuit. Ali și prietenii săi mereu au fost de nedespărțit. Micile bucurii sau probleme serioase erau împărțite la patru. Și iată că absolvirea liceului deja e peste câteva săptămâni și în sfârșit vor fi liberi de dădăceala părinților când viața celor patru prieteni ia o întorsătură tragică. Vefa, unul din băieții din gașcă, a fost invitat din glumă la o petrecere selectă într-un liceu privat. Bucuros de această oportunitate, tânărul vine la petrecere cu gândul de a-i spune lui Hazal, elevă la acest liceu, ce mult o place. Însă, naiv de fire, Vefa nu și-a dat seama că totul a fost doar o farsă pentru a-l lua în râs. Respins de Hazal, tânărul este bătut de alți băieți din acest liceu. Sosind la petrecere pentru a ajuta prietenul, Ali este martor cum Vefa cade de pe acoperiș. Dorind să închidă acest dosar, poliția spune că este o sinucidere, o versiune care, deși dureroasă, pune capăt acestei istorii. Însă, la scurt timp după cele întâmplate, Ali primește o scrisoare anonimă din care află că, de fapt, Vefa a fost ucis și dacă vrea să afle adevărul, trebuie să intre la universitatea în care vor învăța o parte din băieții de la petrecere nefastă. Evadarea. Să fii un corespondent de război nu este o misiune ușoară și deseori periculoasă. Chiar și așa, fotograful Mehmet nu și-a dorit altă viață. În căutarea unei noi istorii cutremurătoare, Mehmet își convinge câțiva colegi să plece într-o zonă de conflict, unde la sigur vor da lovitura cu un reportaj bombă. Ajungând pe ascuns într-un sătuc iranian, reporterii ambițioși încep să creadă că ideea nu a fost așa de periculoasă. Însă chiar în prima noapte, satul este atacat de o grupare teroristă care omoară aproape toți locuitorii. Cei puțini rămași în viață sunt sechestrați și duși în direcție necunoscută. Aceasta l-ar fi așteptat și pe Mehmet, dacă nu părăsea satul cu puțin timp înainte ca să fie atacat. Revenind înapoi, fotograful încearcă să-și găsească colegii printre mormanele de cadavre, însă fără succes. Disperat, Mehmet încearcă să revină acasă în Turcia pentru a mărturisi cele întâmplate, însă pe drum este reținut de rebeli. Pentru a-și salva viața, fotograful minte că el face parte din gruparea care a măcelărit satul și pur și simplu a fost uitat acolo. Astfel, Mehmet este primit în tabără, unde întâlnește un coleg dispărut care îi spune că unul din reporteri deja a fost ucis, dar Zeynep, a patra jurnalistă, a fost vândută în robie. Acum Mehmet trebuie să ia o decizie complicată. Fie își riscă viața încercând să salveze prietenii sau joacă rolul mai departe în așteptarea șansei de a evada. Flori însângerate. Reputația familiei este un lucru incontestabil care trebuie păzit de fiecare membru, dar neînțelegerile dintre case sunt cauza conflictelor sângeroase care pot dura generații. O astfel de înțelegere de mult a transformat familiile Carabei și Demir în dușmani de moarte. Toate acestea urma să le afle Dylan, care abia a absolvit liceul și se pregătea să intre la universitate. Însă toate visele și ambițiile sale au fost risipite atunci când în casa lor a venit Baran Carabei, cu scopul să-i omoare fratele. Viața liniștită a tinerii a fost dată peste cap atunci când ea află că tatăl său a omorât-o pe mama lui Baran și acum acesta trebuie să o răzbune cu sângele fratelui lui Dylan. Însă fiind înțelept, Baran înțelege că omorându-l pe cineva din familia Demir, el nu va rezolva problema, dar fratele său Dihangir va fi
fi următorul pe listă. Pentru a opri această vărsare de sânge, Baran hotărăște să se căsătorească cu Dylan și astfel teoretic să împace familiile care se dușmănesc. Însă acest matrimoniu, deși pare o soluție, nu este privit bine de cele două familii. Astfel Baran, un bărbat influent și foarte bogat, este impus să se căsătorească cu o fată din familie modestă, dar Dylan va uita de visul său de a deveni medic și va trăi sub un acoperiș cu persoanele care o urăsc. Totuși, gândind la rece, Baran și Dylan înțeleg că acest sacrificiu le va salva rudele de la moarte și posibil merită cel puțin să încerce să construiască niște relații suportabile. Trădarea. De ani buni, Ghiuzde este o judecătoare respectabilă și apreciată. Chiar dacă mereu a pus dreptatea în capul mesei, ea reușise să rămână sensibilă la tragediile care zi de zi le vede în sala de judecată. Însă pentru cei din jur, doamna Ghiuzde este o persoană rigidă și principială, chiar și pentru soțul și cei doi copii al lor, a căror viață este strict controlată de doamna judecător. Convinsă că viața personală este la fel de impecabilă ca și cea profesională, Ghiuzde se pregătește de aniversarea nunții sale cu Tarek, cu care a trăit în dragoste și înțelegere deja 30 de ani. Însă cu puțin timp înainte de sărbătoare, judecătoarea află că iubitul ei soț are o altă familie, în care crește o fetiță de 5 anișori. Într-o clipă, lumea lui Ghiuzde se ruinează. Incapabilă să accepte această trădare, Ghiuzde dezvăluie adevărul despre Tarek chiar în seara aniversării, astfel făcându-l de rușine față de toți invitații. Crezând că așa s-a răzbunat pe soțul infidel, judecătoarea nu știe că aceasta a fost doar prima din lovituri care i-a pregătit destinul. Fiica sa Oilum, care se află la studii în Olanda, este implicată într-un accident rutier în Ankara, lucru care o nedumerește pe Ghiuzde, care începe să înțeleagă că a trăit în iluzii, dar familia sa exemplară nici pe departe nu este așa. Povestea trandafirului. Fiecare se așteaptă ca ziua sa de naștere să fie frumoasă, așa credea și Gondga în ziua în care a împlinit 25 de ani. Inginer într-o companie serioasă din Istanbul, tânăra era convinsă că va avea o viață stabilă și fără lipsuri. Însă totul se schimbă atunci când Gondga este învinuită de furt și concediată. Într-o clipă, viitorul luminos se transformă în unul sombru și incert. Totuși, se pare că sărbătoarea mai poate fi salvată. Tot în această zi, tânăra este telefonată de avocatul mamei sale decedate, care îi spune că odată cu împlinirea vârstei de 25 de ani, Gondga a moștenit o casă și sute de hectare de pământ în Isparta, satul natal al mamei sale. Dezorientată de surpriză, tânăra încearcă să afle ceva informații de la tatăl său, care este la fel de mirat de această întorsătură. Și chiar dacă la prima vedere ar trebui să-l bucure, bărbatul începe să se poarte ciudat. Ba chiar îi spune că nu vrea ca Gondga să plece din sat și să lase baltă toată istoria aceasta cu moștenirea. Surprinsă de comportamentul tatălui, tânăra totuși pleacă în Isparta, unde deja este așteptată de mătușa Fatma, o prietenă a mamei sale. Pe măsură ce o cunoaște pe Fatma, Gondga va afla multe secrete care le ascunde trecutul familiei sale și va înțelege de ce tatăl său nu a dorit ca ea să revină în Isparta. Atât pentru azi. Așteptăm în comentarii să ne scrii serialele din 2022 care ți-au plăcut sau nu prea. Nu uita să apreciezi munca noastră cu un like și să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Ne auzim în videoul viitor.